Asperges me, Domine hisopo et mundabor. Lavabis me, et supernivem de alba. Lăudat să fie Iisus Hristos! Iubiți credincioși, dragi ascultători, astăzi celebrăm botezul Domnului. Până acum l-am contemplat pe Iisus cu ochii credinței în sărăcia ieslei de la Betleem, am auzit despre îngeri care i-au cântat, am auzit despre păstori și despre magi care au venit să-i se închine, l-am însoțit la templul din Ierusalim, aici l-au recunoscut doi bătrâni, Simeon și Ana. L-am văzut fugind în Egipt ca să scape de urmărirea lui Irod și apoi întorcându-se. Au trecut mai mulți ani, timp de aproape 30 de ani, a rămas la Nazaret, alături de Maria și de Iosif, fiind cunoscut ca fiul dulgherului. Astăzi am ascultat în Evanghelie, Iisus iese în lume, se duce la râul Iordan, unde boteza Ioan și se așează în rând cu mulțimea păcătoșilor. Mulți veneau la Ioan din toate părțile, își recunoșteau păcatele și promiteau că vor începe o viață nouă. Într-o zi ca aceasta, Iisus se amestecă în mulțime, ajunge în fața lui Ioan. Acesta rămâne uimit. Cum? Tu vii să te botezi? Trebuie ca eu să fiu botezat de tine. Lasă, spune Iisus, pentru că trebuie să împlinim ceea ce este drept. Întrebările tocmai acestea sunt. De ce se amestecă Iisus cu mulțimea? De ce vine El să primească botezul? Avea El păcate? Nu. S-a născut curat dintr-o fecioară. Nu a fost găsit niciodată vreun păcat în el pentru că era Fiul lui Dumnezeu. De ce primește botezul de avalma cu cei păcătoși? Răspunsul? Pentru că acolo, la râul Iordan, el se solidarizează cu lumea păcătoasă. Încă de acolo începe să poarte fără de legile noastre, pe care apoi avea să le ducă la cruce. Acolo, la râul Iordan, se face una cu noi, păcătoșii. Botezul lui Iisus este o anticipare a morții pe cruce, semnificată de intrarea în apă și a învierii sale, sugerată de ieșirea din Iordan. Cerurile se deschid. Am ascultat repetându-se această expresie. Iisus a văzut cerurile deschizându-se. Este interesantă această subliniere pentru că știm cum în grădina Paradisului, după ce primii oameni au căzut în păcat, cerurile s-au închis. Ei au fost alungați din Paradis și au fost puși heruvim cu săbii de foc să păzească. Rugăciunea Vechiului Testament era tocmai aceasta rostită de Isaia, pe care am ascultat-o în timpul Adventului. O, dacă ai deschide cerurile și te-ai coborâ! Munții s-ar topi ca ceara înaintea ta. Cerurile se deschid la botezul lui Iisus și rugăciunea aceea, dorul din Vechiul Testament, se împlinește. Apoi, la botezul lui Iisus, se manifestă întreaga Sfântă Treime. Porumbelul este prezent și în Vechiul Testament. Ne amintim că după potop, un porumbel cu o ramură de măslin îi aduce vestea lui Noe că apele au început să scadă, că între cer și pe pământ este din nou pace. La botezul lui Iisus coboară Duhul sub formă de porumbel, ca să exprime același gând, este din nou pace între cer și pe pământ. Descoperind aceste semnificații ale botezului Iisus, suntem chemați să ne gândim la botezul nostru.
Cerurile au început să se deschidă și pentru noi când am fost botezați. Tatăl din ceruri ne-a spus aceleași cuvinte: acesta este Fiul meu prea iubit și am devenit copii ai lui Dumnezeu. Atunci am fost purtați de părinții și de nașii noștri. Crescând, am participat la botezurile altora și am realizat ce s-a întâmplat la botezul nostru, câte bogății am primit. Cuvintele și simbolurile de la botez ne vorbesc despre viața nouă pe care am primit-o. Nașii și părinții au fost invitați în numele nostru să se lepede de Satana și să creadă. Am fost botezați în numele Sfintei Treimi. Am primit un nume. Cei mai mulți am primit un nume de sfânt prezent în calendar, ca să înțelegem că noi înșine trebuie să ne sfințim viața. Puține am primit un nume la modă, de la televizor sau din ziar, care nu sunt nume de sfinți. S-a aprins o lumânare de la lumânarea pascală, pe care au primit-o nașii și părinții, cu invitația să mențină aprinsă flacăra credinței în sufletul nostru. S-a pus peste noi o hăinuță albă și am fost invitați să o păstrăm curată. Au trecut ani. Iată că azi, în ziua botezului lui Iisus, suntem chemați să ne gândim la botezul nostru, la haina de la botez, la lepădarea de Satana, la flacăra credinței, la decizia de a merge hotărât spre cerul lui Dumnezeu. Anul acesta este dedicat episcopului Anton Durcovici, a cărui beatificare, după cum s-a anunțat, va fi la Iași la 17 mai, ziua nașterii lui. A fost botezat 4 zile mai târziu, în ziua de 21 mai 1888, în Biserica Adormirea Maicii Domnului din Bad Deutsch-Altenburg, Austria, de preotul Josef Adolf Hall. Nașul de botez a fost Francisc Mittermeier. Mai târziu, în anul 1911, când și-a terminat studiile la Roma, unul dintre superiorii lui avea să noteze: țin să spun că dacă va fi tot așa ca preot cum a fost în colegiu, va fi o comoară în dieceza sa. În drumul spre țară, Durcovici a ținut să treacă prin localitatea sa natală. Acolo a celebrat Sfânta Liturghie. Imaginați-vă bucuria care l-a cuprins și l-a inundat atunci când a intrat în biserică, în biserica în care a fost botezat. Aici și-a hrănit sufletul și după o săptămână s-a întors în țară. Mare dreptate are Papa Francisc când insistă că este important să ne amintim de data botezului nostru, de cei care ne-au purtat la botez, de biserica în care am fost încreștinați. Iată ce a spus Sfântul Părinte la 13 noiembrie 2013. Vă cunoașteți cu toți data nașterii, nu-i așa? Cu toții sărbătorim ziua de naștere, zic bine? Toți ne sărbătorim data de naștere. Dar să vă întreb ceva ce v-am mai întrebat și altă dată. Câți dintre voi sărbătoresc data botezului? Să ridice mâna cei care o fac. Câți dintre voi? Sunt puțini? Sunt mulți? Da, sunt puțini cei care sărbătoresc ziua botezului. Dar să facem un lucru. Azi, când vă întoarceți acasă, încercați să aflați când ați fost botezați. Încercați că este a doua voastră zi de naștere. Prima este aniversarea nașterii la viață. A doua este aniversarea nașterii pentru biserică. Faceți acest lucru. Este tema pentru acasă. Aflați care este ziua în care ați fost botezați. Într-adevăr, iubiți credincioși, ziua botezului e una dintre cele mai frumoase zile ale vieții unui om. Când odată pe an sărbătorim ziua de naștere, înțelegem când am venit la viața aceasta. Toți ne întreabă câți ani avem. Când ne amintim de ziua botezului, înțelegem de ce ne-am născut. E o semnificație specială. Realizăm de ce trăim pe acest pământ. Evenimentul de azi e plin de semnificații. Iisus, ieșit din apă, va începe slujirea sa de predicare a Evangheliei.
de chemare la convertire și credință. Îl vom auzi în zilele următoare cum spune oamenilor: împărăția cerurilor este aproape de voi, convertiți-vă și credeți în Evanghelie. Începe să-i întâlnească, să stea de vorbă cu ei, să-i cheme să intre în împărăție, să părăsească acea cale largă și să se îndrepte spre calea cea strântă. Va fi atent cu cei bolnavi, va sta la masă cu păcătoșii pentru a-i ridica la nivelul lui. Va vorbi cu cărturarii și fariseii, va face minuni și în cele din urmă va fi dat la moarte. Odată cu botezul, Iisus începe să ducă la împlinire misiunea sa, programul său de viață. Ne gândim în acest sens că de multe ori noi, botezați fiind, mergem greu. Nu mai avem aceeași viață în credință. Care să fie cauza? Alexandru Macedon a observat odată în Persia că trupele lui mergeau tot mai greu. Altădată străbăteau distanțe mari fără nicio dificultate. Acum de-abia se târau. Împăratul și-a zis că ceva nu e în ordine. A întrebat medicii: sunt bolnavi oamenii? Nu, nu sunt bolnavi. Sunt descurajați? Nu, dimpotrivă, moralul este ridicat. Ce au de merg așa greu? Atunci i-a aliniat pe toți și a făcut inspecția trupelor. Ce credeți că a descoperit? Unii aveau buzunarele umflate cu lucruri, alții aveau sânul plin cu tot felul de obiecte colectate. Erau și dintre aceia care purtau câte o desagă în spate cu lucruri. Era prada pe care ei au adunat-o pe traseu. Tot ce le-a plăcut, a luat cu ei. Alexandru le-a zis: voi de asta sunteți aici? Să adunați tot felul de nimicuri? A dat apoi ordin. Primul rând, 3 pași în față. Tot ce aveți, puneți grămadă. Apoi a spus: dați foc. În mijlocul murmurărilor și cârtirilor, a dat foc la tot ce îngreuna armata să meargă. De ce nu mergem cu entuziasm în călătoria noastră spre cer? De ce ni se pare atât de greu drumul de a fi creștini? De ce simțim greutate când venim la liturghie? De ce ne vine greu să ne rugăm? De ce suntem descurajați și nu mai luptăm cu păcatul? Pentru că am adunat lucruri inutile, tot felul de nimicuri. Suntem legați de poverile pe care le purtăm. Ne-am tot legat inima de nimicuri care nu ne sunt de folos pentru mântuire. Iată ce ne ține pe loc. Iată de ce avem entuziasmul scăzut și bucurie puțină. Dați la o parte orice piedică și alergați cu stăruință în alergarea care vă stă înainte, spune autorul scrisorii către evrei. Ziua aceasta, botezul Domnului, ne cheamă să ne eliberăm de poveri, să ne reînnoim făgăduințele de la botez, adică să ne lepădăm de Satana și de toate faptele lui. Eliberați de poverile adunate, vom putea călători cu mai multă bucurie spre cerul lui Dumnezeu. Iubiți credincioși, dragi ascultători, astăzi ne gândim că cerurile s-au deschis, că s-a manifestat Sfânta Treime, că e pace între cer și pământ. Ne gândim la botezul nostru, la ce s-a întâmplat odinioară cu noi. Redescoperind botezul, retrăindu-l, facem un nou început. Îi spunem Domnului că dorim să ne lepădăm de Satana, să reîncepem lupta cu păcatul pentru a ne trăi cu adevărat botezul. Și nu uitați tema de astăzi pe care ne-o dă Sfântul Părinte. Căutați să întrebați cu privire la data propriului botez. Așa cum cunoaștem data nașterii, trebuie să cunoaștem și data botezului, pentru că este o zi de sărbătoare. Amin. Et super nivem de albabo. Miserere mei Deus, secundum magna misericordiam tuam. Gloria Patri et Filio
et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.